azi vorbim despre ceva diferit. Azi vorbim despre ceva ce este ieftin, este super fain. Sunt două produse, ambele sub 50 de lei. Mă rog, nu împreună, ci separat, fiecare are sub 50 de lei. Și le poți avea și împreună chiar, fac o combinație super faină pentru tine. Hai să vedem despre ce este vorba. Primul produs. Mă rog, aici vorbim de sub 50 de lei, nu ne putem aștepta la un packaging foarte fancy. Dar hai să vedem măcar dacă își face treaba. Vorbim aici de o boxă wireless. O boxă wireless cu LED-uri. Sună interesant. Hai să vedem cum arată și ce poate să facă. Mă interesează cât de bine se aude. Dacă are bas, dacă suportă volum mai înalt. Hai să vedem. În prima fază arată super bine. Deci arată super bine. Avem un grilaj metalic deasupra, dar puțin cauciucat, cred. Aluminiu pe părți, negru mat. Am ales o culoare negru mat. În lateral, în partea de jos, avem 4 butoane. Unul de a schimba modurile, pentru că poți să-l folosești și cu Bluetooth, și cu USB, și cu card de memorie. Buton de înainte, înapoi, melodie și volum, cred. Da, avem un plus pentru volum, minus, play, pauză. Și poți să răspunzi la apeluri de pe box, în cazul în care mergi cu boxa prin casă, umbli cu boxa prin casă, te sună cineva și vrei să răspunzi, da, poți să o pui la ureche și să vorbești, sau mă rog. Chiar nu știu dacă are microfon. Aici aparent menționează că are și microfon. Destul de interesant. Hai să vedem cum se aude. Avem buton de on-off. Și avem și un încărcător. Hai să vedem dacă mai are baterii. Bluetooth mode. Aparent mai are baterie. Destul de gălăgioasă în momentul pornirii. Puteți observa LED-urile? Cred că se văd. Luminează foarte drăguț. Acum nu știu dacă reacționează la ritmul melodiei sau ceva. Hai să încercăm o melodie. Mai întâi să-l conectăm și a apărut Bluetooth speaker. BT speaker. Ok, deci s-a conectat. Are feedback în momentul în care s-a conectat, ceea ce mi se pare ok, pentru că nu trebuie neapărat să pui o melodie să dai seama dacă e conectat sau nu. Are un feedback. E ok. Hai să vedem cum se aude. Ok. Se aude destul de bine, nu are absolut deloc bas, dar absolut deloc. În schimb, nu-i distorsionat sunetul, ceea ce este ok, îmi place, adică destul de bine. Poate folosi, dar nu la volum maxim. Nu recomand folosit la volum maxim, pentru că probabil la un moment dat o să cedeze. Dar în schimb arată ok, arată foarte bine și face treaba. Vorbim aici de 30-40 de lei. O să las link în descriere de unde puteți cumpăra toată treaba asta. Deci boxa cumva își face treaba. Adică sunetul, practic sunetul contează. Nu știu acum durata bateriei, presupun că undeva la câteva ore rezistă, având în vedere că nu este un consum atât de mare de energie, pentru că nu are atât de multe frecvențe de sunet. Hai să trecem la următorul produs. Următoarea chestie și care am zis că se completează extraordinar de bine cu boxa, este ceva ce îți mărește ecranul la telefon. Am văzut reclamă la treaba asta pe net, eram curios să văd cum funcționează și dacă într-adevăr se poate vedea ceva. Adică, uite puțin, așa ar trebui să se vadă. Nu cred că se vede așa. Hai să vedem cum arată și cum funcționează. Ok, din nou, packaging-ul pentru sub 50 de lei. E packaging pentru sub 50 de lei. Iar arată atât. Atât. Hai să văd cum se montează. Asta nu sună ieftin. Mă rog, important este să-și facă treaba. Dacă își face treaba și îl poți folosi, îl poți lua dintr-un loc în altul și să-l iei cu tine chiar, why not? Și aici, dacă apăsăm pe spate, este asta? Ok, hai să vedem dacă mărește într-adevăr ceva. Sunt doar standardele mele. Poți să testez asta cu un iPhone XS. Ok, am pus un video de pe YouTube. Până în momentul de față pot să zic că văd fix jumătate de ecran. Uite, asta e poziția. Deci undeva așa trebuie să-l țin ca eu să pot vedea ceva pe ecran. Se lasă telefonul foarte tare pe spate. Dacă îl lăs puțin mai în față, nu, absolut nicio șansă. Nici o șansă. Adică cumva aș face treaba, dar probabil pentru telefoane mai micuțe. Dintr-o poziție de ce... perfect, asta e. Băi, chiar arată foarte bine. Adevărul e că nu poate cuprinde toată lățimea. Nu poate... Era scade pe scaun.
nu poate cuprinde toată lățimea telefonului, pentru că e și un telefon destul de lung. Dar dacă aveți telefoane mai pătrățoase, cu Nespec 3 și o mai spre 4x5, cred că se potrivește mai mult cu tipul ăsta de device. Păi e simplu, foarte ușor de transportat, e aproape ca un plic, e subțire. Cam astea sunt toate dimensiunile lui, mai că pare foarte firav. Asta pare a se dezlipit destul de ușor. Dar din nou, vorbim de o chestie sub 50 de lei, cred că e vreo 25-30 dacă nu mă înșel. Din nou o să las link în descriere de unde puteți cumpăra toată treaba asta. Și de ce zic că se potrivesc foarte bine? Pentru că poți să te uiți la un videoclip, poți să te uiți la ceva pe Netflix, vezi mai mare, într-adevăr, dintr-o poziție, cumva, vezi spate și poți folosi boxa pentru a auzi mai bine ce se întâmplă. Mi se pare o combinație destul de fain. Bun, acum se apropie finalul videoului. Știm cu toții ce urmează și de-abia aștept să vă arăt și eu. Urmează un b-roll. Vorbim aici de produse ieftine, dar merită și ele. Merită și ele ceva fain. Hai să le facem un b-roll. Să... Pa!